avem un joc care se numește Ferma Animalelor și noi o să-ți spunem niște animale, îți dăm definiția lor, că cine știe, poate nu ai auzit de ele, și tu trebuie să ne spui cum face acel animal. Câștigi puncte care se valorifică în absolut nimic și dacă ghicești cum fac animale, dacă nu, maxim ce poți să pierzi este stima de sine. În rest, totul este în regulă. Așa că hai să-i dăm drumul. Cucul este singura pasăre care atunci când cântă răsună toată Bucovina. Ce spune cucul? Cucuștup! Nu, ăla cred că e... Ce cucuștup? Cucu! Cucu! Asta e. Dar nu poți să puști un reverb. Dar de ce, trebuie să fie cu manelist? Sau? Da. E cu uraganul? Sau? Da. Așa. Uite, identic. Ai un punct. Aproape. Adică ai greșit topica. Da. Dar cu guștucu seamănă. Mi-e place mai mult cu guștucu, de exemplu. Am înțeles. Da, am avut cu guștucu săptămânile de trecute. Într-un alt concurs. Cu guștucu la altcineva. Pară, cucule, da. Cucule, nu te plac. E, efectiv. Lasă cucu în pace, cum zice și... Bun, mai departe. Urși și panda sunt animalele care seamănă cel mai mult cu banii mei, în sensul că sunt pe cale de dispariție și se înmulțesc foarte greu. Ce spune ursul panda? More. Deci el zice un more, dar cu englezesc. Da. More. Arigato gozaimasu. Nu știu ce zice, chiar face într-un fel? Face, cred. Crezi că face? Ia să vedem. Olic, sigur nu face more. Une? Mamă, ca o pisică face. Ăsta e ursul panda? Nu mă așteptam deloc. Mamă, dezamăgitor. Nici nu mai am același respect pentru urși panda. Oamne, adorabil, în fine. Da, e prea frumos. Da, e prea frumos. Mai mă așteptam la ceva mai... Da, și eu la fel. Dar se pare că nu. Mai departe, broaștele sunt motivul pentru care oamenii care trăiesc lângă bălți sau lacuri nu aud foarte bine. Ce zice broasca? Ceva de genul, nu? Ia. Cred. L-ai modificat toate patru sunt altfel. Alege una. Ai reușit să faci patru broaște diferite. Păi și ele sunt diferite. Ia. Mama, ai auzit ce a zis? Dar cum s-a ajuns de la asta? Vezi că ai dat conjurături, Olix. Cum s-a ajuns? Oare, stai așa. Cum s-a ajuns de la... La asta? La uac. Cum cineva care a auzit asta și a zis, bă, uac, ăsta e clar uac. Uac, diri. Păi, și altele care fac uac și nu știm noi și la rață macul sau ceva, da. Hai să vedem mai departe. Curcanul este o pasăre de talie mare care urăște ziua recunoștinței a americanilor. Ce spune curcanul? Pare că te-ai antrenat 3 săptămâni. Hai că pe asta. Hai că pe asta știu. Dar știi că e un film. Uite-mă că ești. Băi, de ce accurate. Bravo. Dar știi că e un film cu lui de Funé, parcă un film vechi, franțuzesc, în care se duce la o fabrică de asta și când aprinde lumina se trezesc toți curcanii. Când stinge lumina nu se mai aude nimic. Când pornești, când aprinde lumina... Nu știu. Într-o fabrică de asta. Sau la pui, nu mai știu dacă erau pui sau curcani. Curcanii erau, din ce țin minte. Și ultimul animal, ariciul, este animalul votat pe locul 2 la lucruri pe care nu vrei să le calci din greșeală cu piciorul gol, pe locul 1 fiind piesele de Lego. Ce spune ariciul? Nu cred că sună nici. Are. Zice. Are. Da. Stai, tu ai făcut asta? Tu ai am crezut că e Olix. Că e Olix a dat. Sound effects direct. Băi, dacă e așa. Ia. Cum face Olix? Băi, incredibil. Bun. Bravo. Dar știam că are un pițigăi. Mamă, zici că e o ușă care s-a stricat. Da. Din aia din filme de groază. Da. Scary movie. O ușă de aia care scârție îngrozitor, da. Mie mi se pare că te-ai descurcat absolut senzațional. Mulțumesc. Bravo. Adică, o să mă apuc de o carte pentru copii. Dacă nu mai merge cu auditivă. Cântatul, eu zic că oricând... O răcăitul este absolut extraordinar. Hei, salut! Dacă dai subscribe la canalul nostru, o să-ți crească salariul și PIB-ul României și părul și bicepsul și tricepsul și pectoralii. Păi și la femei? Tot pectoralii. Ah, tot pectoralii, da.